Încă un Mercedes cu țigări de contrabandă a fost reținut la frontiera cu România. În noaptea zilei de ieri, colaboratorii postului Vamal Leușeni Albiț au dejucat cu succes un caz de trecere ilicită peste frontiera Vamală a unui lot de 15.000 de bucăți de țigarete. Controlul VAMAL minuțios efectuat de colaboratorii VAMAL asupra unui mijloc de transport de model Mercedes E200 a scos la iveală un lot de 15.000 bucăți de țigarete în asortiment cu timbre de acciză al Republicii Moldova. Pentru a trece neobservat de controlul VAMAL, șoferul automobilului, un chișinăuian în vârstă de 28 de ani, a construit un perete dublu în banchetele și aripile laterale ale automobilului. Potrivit explicațiilor acestuia, produsele de tutungerie aveau calea spre Italia, unde urmau a fi comercializate la un preț angro contra sumei de 2.500-3.000 de euro. Pe acest caz, colaboratorii secției investigare fraudelor din cadrul biroului Vamal Leușeni au inițiat un proces verbal în conformitate cu codul contravențional al Republicii Moldova, iar mijlocul de transport a fost reținut până la finalizarea închetei.